Haideți să vă arăt cum pregătiți rulada copilăriei cu foi de napolitană, mult caramel și nucă. Într-o oală am pus 200 de grame de zahăr pe care l-am pus pe foc. O să lăsăm zahărul acolo până va deveni caramel. Nu trebuie să amestecați deloc în el. Apoi într-un bol am pus 4 ouă, un praf de sare, am adăugat 200 de grame de nucă măcinată. Amestecăm continuu. Între timp și zahărul nostru va fi gata. După cum vedeți, s-a transformat în caramel. Am pus și 80 de ml de apă, am adăugat 40 de grame de unt, mai lăsăm cam 4-5 minute pe foc, amestecați continuu, după care o să luăm oala de pe foc și începem să adăugăm nuca cu ouăle. Amestecați la fel continuu. După ce ați pus toată nuca, o să trebuiască să mai puneți pe foc încă 4-5 minute oala. Acum o să ne ocupăm de foaia de napolitană. Într-un bol am pus apă, apoi am luat un prosop și l-am omezit foarte bine după care am început să acopăr foaia de napolitană. Trebuie să puneți prosop umed pe ambele părți. O vom lăsa așa timp de 30 de minute. Am început să pun umplutura pe fiecare foaie de napolitană, întindem foarte bine, Mie din această compoziție mi-au ieșit două rulade. Lăsăm totul la frigider peste noapte pentru cele mai bune rezultate. Aș vrea să știu dacă voi vă mai amintiți această delicatesă a copilăriei. Aștept comentariile voastre. Nu uitați să distribuiți postarea cu prietenii dumneavoastră. Cam acesta este rezultatul final. Eu sper că vă a plăcut rețeta. Vă mulțumesc!